Din 24 februarie, de când au început înscrierile pentru clasa pregătitoare, Inspectoratul Școlar Giurgiu a înregistrat 2126 de cereri. Părinții sau tutorii legali mai pot depune dosarele până la sfârșitul acestei săptămâni, când se va încheia prima etapă de înscrieri. Cererile tip de înscriere se pot completa și online sau direct la unitatea de învățământ arondată. Aceste 2126 de cereri categorică pot fi completate și pentru următoarele etape de înscriere la clasa pregătitoare. La nivelul județului Giurgiu au fost organizate 130 de clase cu o capacitate de 3231 de locuri. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, locurile disponibile sunt suficiente, astfel încât niciun copil să nu rămână neînscris. Recenzați sunt 2628 de copii. Deci putem afirma, fără a face niciun fel de informare greșită, că la nivelul județului Giurgiu există suficiente locuri pentru cuprinderea tuturor copiilor în clasa pregătitoare. În perioada 21-22 martie vor fi afișate atât în unitățile de învățământ cât și online pe site-ul Inspectoratului Județean Școlar listele cu elevii înmatriculați, numărul locurilor rămase libere și copiii rămași neînscriși după prima etapă. Runda a doua de înscrieri se va derula în perioada 25 martie-4 aprilie, iar pe 11 aprilie se vor afișa rezultatele finale. În perioada 14-18 aprilie, inspectoratele județene vor soluționa toate cazurile rămase nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etapă de înscriere.